Expoziție inedită în Piața Mare. Aici sunt expuse peste 5.000 de figurine din lut, reprezentând chipuri umane. Ele sunt realizate de un artist plastic din Bistrița. Expoziția are un scop caritabil și își propune să-l ajute pe un tânăr din Sibiu care suferă de leucemie. Artistul Andrei Pandea este tatăl unui băiețel de 4 ani. Copilul a fost diagnosticat cu diabet. A fost momentul când artistul s-a hotărât să facă ceva pentru a ajuta persoanele cu dizabilități sau pe cei care suferă de boli grave. Timp de 7 luni a creat mii de figurine umane. Acum ele fac obiectul expoziției Corul Inocenților. Sunt lucrate în totalitate manual, în 7 luni de zile. Un portret din 20 este vopsit în albastru, reprezentând persoanele cu dizabilități care trebuie integrate. Asta este tema. Sper să se înțeleagă. În Sibiu s-a hotărât să-l ajute pe Andrei Ilie Rambela, un tânăr de 19 ani care suferă de leucemie. Are nevoie de 100.000 de euro pentru un transplant de celule stem. Nu poate fi prezent, este internat în Târgu Mureș. Situația nu e una tocmai foarte bună. Suntem cu mama, suntem doi frați, stăm într-o garsonieră. Este toată ziua cu tine la școală, joci fotbal cu el și dintr-o dată vezi că locul în banca lui este gol și te gândești că poate să moară în fiecare zi, iar noi ne distrăm și nu avem nicio problemă. Am reușit cu ajutorul campaniilor pe care le-am făcut să strângem aproximativ 40.000 de euro din suma totală în ultimele 3 luni mai mult. Așa și credem că oamenii, dacă fac o jertfă financiară, o fac pentru ei înșiși. Cele 5.000 de figurine au atras imediat atenția sibienilor, iar când au aflat că sunt expuse pentru a ajuta un tânăr bolnav de leucemie, oamenii au început să doneze bani pentru Andrei.